veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Slăviți să fie numele Domnului Iisus, Cel care este capul bisericii, El mântuitorul trupului, așa cum este scris. Biserica din Samaria. Samaria a fost capitala celor 10 seminții ale regatului de nord. Știm aceasta în 1 Împărați, capitolul 16. 10 seminții potrivit cu profeția lui Ahia din Silo, măcar că parte din cel puțin 2 seminții, Simeon și Levi, pe lângă Iuda și Beniamin, au fost mai mult în regatul de sud. 1 Împărați 16:24. E vorba aici despre împăratul Omri, care a cumpărat de la Shemer muntele Samariei cu 2 talanți de argint, a întărit muntele și a pus cetății pe care a zidit-o numele Samaria, după numele lui Shemer, domnul muntelui. Deci a fost, pentru mai multe dinastii, până la căderea sub asirieni, capitala Israelului. Asta ca și oraș. Dar apoi, în prejur, citim în a doua carte a împăraților, au fost aduși, deportați oameni din alte părți ale Imperiului Asirian, 2 Împărați 17, de la versetul 24, împăratul Asirii a adus oameni din Babilon, din Cuta, din Ava, din Hamat și din Sefarfaim și i-a așezat în cetățile Samariei, în locul copiilor lui Israel. A pus stăpânire pe Samaria și au locuit în cetățile ei. Asistăm aici la așezarea unei populații mixte de evrei, care s-a combinat cu vremea cu popoarele străine aduse, ceva ce s-a petrecut în Europa în perioada când au avut loc invaziile, în mod special dinspre Răsărit. S-au contopit popoarele și s-au format altele. Astfel s-a născut poporul Samariei, ceea ce constituia provincia Samaria, între provincia Iudeea, care era în sud, și provincia Galileea, care era în nord. Și pornind de la această sorginte a lor, de la felul în care s-au constituit, exista o antipatie. Vă amintiți-vă de Evanghelia după Ioan, capitolul 4, unde femeia îi spune Domnului că iudeii nu aveau legătură cu samaritenii. În ce privește bisericile din Samaria, ne îndreptăm acum spre Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 8, ele s-au constituit deodată cu cele din Iudeea, pentru că au fost înființate de cei care au plecat din Ierusalim după prigoană. Fapte 8:1. Și toți, afară de apostol, s-au împrăștiat prin părțile iudeii și ale Samariei, deci unii spre Iudeea, alții spre Samaria. Ceea ce avem aici, în Fapte capitolul 8, în continuare, mai în detalii, este lucrarea din orașul Samaria, din cetatea Samariei. Dar în același timp s-au înființat biserici și a propovăduit Evanghelia în toată provincia Samaria. Ca de altfel și în toată provincia Iudeii, care avea reședința la Ierusalim. Întoarceți doar o foaie și vom citi și în capitolul 9, versetul 31, faptul că bisericile din Samaria s-au constituit și beneficiau de același statut ca și cele din Iudeia, 9:31. Biserica se bucura de pace, deci biserica în mod universal, în toată Iudeia, Galileea și cealaltă provincie și Samaria. Se întărea sufletește și umbla în frica Domnului și cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea. Și spune aici, din două localități, toți locuitorii din Lida și din Sarona l-au văzut acel caz de vindecare și s-au întors la Domnul. Apoi, mai jos, îl întâlnim în 42, din nou pe Petru, minunea aceasta a fost cunoscută de toată cetatea Iope și mulți au crezut în Domnul și Petru a rămas multe zile în acea localitate la un tăbăcar numit Simon, de unde știți că mai târziu a fost chemat să meargă în casa lui Corneliu. Acum haideți să ne apropiem mai îndeaproape de Samaria și să privim într-o primă parte la evangelizarea Samariei. O primă evangelizare a avut loc în perioada misiunii Domnului Iisus. Deschideți la Ioan capitolul 4. Avem aici popasul de la Sihar, una din localitățile provinciei Samaria. 4:5. Au ajuns acolo, lângă o cetate din ținutul Samariei, numită Sihar, aproape de ogorul pe care îl dăduse Iacov fiului său, Iosif. Și aici citim în versetul 30 că
la chemarea femeii, ei samaritenii din acea localitate veneau spre el, spre Domnul. Și tot de aici, versetul 39 și 40, mulți samariteni din cetatea aceea au crezut în Isus din pricina mărturiei femeii care zicea, mi-a spus tot ce am făcut. Când au venit samaritenii la el, l-au rugat să rămână la ei și el a rămas acolo 2 zile. Deci Domnul a evanghelizat pentru 2 zile acea cetate și posibil și din satele de prin prejur. Asistăm la o altă ocazie de evanghelizare în Luca 9, care, luate cronologic, am spune că aceasta este după cea din Ioan 4. Luca 9, de la versetul 51. Aici avem o respingere a Domnului Iisus. Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim, a trimis înainte niște sori care s-au dus și au intrat într-un sat al samaritenilor, nu-l dă cu numele, ca să-i pregătească un loc de găzduit. Dar ei nu l-au primit și motivează, pentru că Iisus se îndrepta să meargă spre Ierusalim. Ucenicii săi, Iacov și Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis, Doamne, vrei să poruncim să se pogoare foc din cer și să-i mistuie cum a făcut Ilie? Au fost indignați ucenicii că un alt sat al samaritenilor a respins pe Domnul și evident dacă rămânea Domnul acolo și ucenicii propovăduiau, nu stăteau degeaba. Dar Domnul îi corectează în următoarele 2 versete și le spune, Iisus a întors spre ei, i-a certat și le-a zis, nu știți de ce duh sunteți însufletiți, căci Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. Și au plecat într-alt sat, posibil acolo să fi rămas și să fi vestit. Oricum, cu cuvintele acestea, Domnul le spune ucenicilor că viza în viitor mântuirea samaritenilor. Dar atunci Domnul avea altă misiune și, în mod special acum, potrivit cu ceea ce studiem noi, deci după ce s-a constituit biserica, Domnul viza, avea în vedere să-i mântuiască și parte din acei samariteni. Să ne ducem acum la Fapte, capitolul 8. Avem acum evanghelizarea Samariei după prigoana de la Ierusalim. Așa ni se spune în versetul 1, Saul se învoise la uciderea lui Ștefan și în ziua aceea s-a pornit o mare prigoană împotriva bisericii din Ierusalim și toți, afară de apostol, s-au împrăștiat prin părțile Iudeii și ale Samariei. Întâlnim aici, în versetul 4, anumiți predicatori anonimi, despre care scrie, cei ce se împrăștiaseră mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul în mai multe localități din Samaria. Mesajul lor erau scripturile Vechiului Testament, cuvântul, așa cum îl interpretase Domnul Iisus, cum se constituise învățătura apostolilor. Știți, predicile apostolilor erau o interpretare luminată de Duhul Sfânt a scripturilor Vechiului Testament, toate avându-și împlinirea în Domnul Hristos. Diferit de felul în care învățau preoții, că și ei învățau tot Vechiul Testament, dar ei îl interpretau doar ca slovă, ca literă și nu-i vedeau împlinirea în Domnul Iisus, ceea ce era o înțelegere greșită a scripturilor. Apoi întâlnim aici lucrarea evanghelistului Filip. Din câteva versete înțelegem că Filip avea o călăuzire în locurile unde mergea să propovăduiască Evanghelia. Citim versetul 29 de aici, din 8. Duhul a zis lui Filip, du-te și ajunge carul acesta. E adevărat că privește evanghelizarea famenelui, dar vedem de aici, fiind vorba de Filip, felul în care era el călăuzit. De altfel, întâlnim aceasta și la alții. Amintiți-vă în Fapte 16 cum Pavel, după o logică oarecare, după o socoteală, a vrut să intre într-o anumită regiune cu Evanghelia, dar Domnul a dat trimitere într-o altă parte. Și apoi, versetul 39, după ce și-a încheiat Filip misiunea aici, Duhul Domnului a răpit pe Filip. Și apoi versetul 40, Filip se afla la Azot, de unde s-a dus până la Cezarea și propovăduia Evanghelia în toate cetățile prin care trecea. Deci, Duhul Domnului putea să aibă o călăuzire până acolo de ridicat încât să-l răpească dintr-un loc într-altul sau să îl călăuzească la nivelul minții lui, la nivelul împrejurărilor, unde să se deplaseze, să ducă oamenilor vestea cea bună a Evangheliei. Fiind vorba despre lucrarea de evanghelizare a lui Filip în Samaria, reținem 2 aspecte. Citim din capitolul 8, versetul 5. Filip s-a coborât în cetatea Samariei și le-a propovăduit pe Hristos.
Acesta era mesajul lui Filip. Acesta e mesajul evangeliștilor. Mântuirea prin Domnul Hristos, salvarea adusă de El, lucrarea pe care Domnul a făcut-o. Aici spune doar pe scurt, le-a propovăduit pe Hristos. Dar avem anumite detalii în predica, sau în discuția mai exact, care a avut loc cu famenul. Versul 35. Știți, l-a întâlnit pe famen citind în cartea prorocului Isaia. Și scrie aici versul 35, atunci Filip a luat cuvântul, a început de la scriptura aceasta, ceea ce ne face să înțelegem că a parcurs și alte pasaje sau alte scripturi, alte cărți ale Vechiului Testament, și i-a propovăduit pe Iisus, deci și samaritenilor și famenului, Filip i-a propovăduit pe Iisus. Dar el a propovăduit prin scripturi, din scripturi. De altfel, putem citi ce spunea însuși Domnul Iisus în Ioan 5:39. Cercetați scripturile, zicea el, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică. Dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Deci o studiere curată, sinceră, iluminată a scripturilor, te face să-L vezi pe Domnul. Mărturia Scripturii este Iisus. Nu poate să rezulte altceva mai central, mai primordial, decât Domnul și lucrarea Lui. Pe lângă mesajul acesta scriptural, cristocentric, pe Filip îl însoțeau, citim în Fapte, capitolul 8, versetele 6 și 7, manifestări ale puterii lui Dumnezeu, astfel. Noroadele luau minte cu un gând la cele spuse de Filip când au auzit și văzut semnele pe care le făcea. Căci din mulți îndrăciți ieșeau duhuri necurate și scoteau țipete mari, mulți slăbănoși și șchiopi erau tămăduiți. Se poate vedea asemănarea foarte puternică dintre componentele lucrării lui Filip și cele ale ucenicilor în timpul Domnului Iisus. Ce făcea Domnul? Predica și el cuvântul, scotea demoni și vindeca bolnavi. La Filip exact la fel se petreceau lucrurile. Nu știu exact în câte sate a fost Domnul la samariteni, dar se putea vedea legătura foarte clară. Că ce făcea Filip aici era exact cu ce făcea Domnul și cu ce făcuseră ucenicii trimiși de Domnul. Iată ce spune Evanghelia după Luca în capitolul 9, versetul 1. Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi, le-a dat putere și stăpânire peste toți dracii și să vindece boalele. Și versetul 6. Ei au plecat și au mers din sat în sat, propovăduind Evanghelia și săvârșind pretutinderi tămăduiri. Așa a făcut, sau mai exact, cum recunoaște și Pavel, așa a făcut Domnul prin Filip în Samaria. Numele Domnului să fie slăvit. Pe lângă lucrarea de evangelizare prin Filip, mai avem în provincia Samaria o parte de evangelizare efectuată de Petru și de Ioan. Fapte 8 cu versetul 25. Petru și Ioan s-au întors la Ierusalim, vestind Evanghelia în multe sate ale samaritenilor. Așadar, Samaria a fost evangelizată de predicatori anonimi plecați din Ierusalim, de Filip, în mod special cetatea Samariei, și chiar de Petru și Ioan în întoarcerea lor înapoi la Ierusalim. Vreau să privim acum la efectul, la impactul evangelizării, la rezultatul evangelizării. Ei s-au dus și au făcut lucrarea aceasta. Și asistăm aici, am putea spune, la o bătălie pentru Samaria. Pentru că în acea localitate, deznodământul s-a dat între ceea ce vom citi acum. Vestul nou. În cetatea aceea era un om numit Simon. El vrăjea și punea în uimire pe poporul Samarii. Și în versetul 10 ni se spune că ei ziceau, aceasta e puterea Dumnezeu care se numește Mare. Vine Filip și contestă aceasta, aruncând-o în anatemă, și spune samaritenilor, nu aceasta e lucrarea lui Dumnezeu. Alta este lucrarea lui Dumnezeu. Și asistăm aici în Samaria la o puternică bătălie spirituală la nivel de duhuri. A Domnului lucrare susținută prin Filip, iar cealaltă avându-l ca exponent pe Simon. Și oamenii din Samaria aveau aici de ales. Aici trebuia să se răspundă la întrebarea esențială. Care e adevărata lucrare?
ce ar trebui să îmbrățișăm și să facem noi. De altfel, oriunde ajunge Evanghelia, lupta se va da la un anumit domeniu. S-a dus Pavel la Atena. Atenienii, știți cum însuși Pavel recunoaște că ei nu sunt cu semne și cu minuni, cu înțelepciune. Acolo bătălia s-a dat în plan filozofic. Aici bătălia s-a dat pe tărâmul semnilor și minunilor, pentru că asta constituia plăcerea samaritenilor. Pentru ei asta era desfătarea. Și aici se punea problema, care e adevăratul Dumnezeu? Precum odinioară pe Carmel, când Ilie cu prorocii lui Baal. Care e adevăratul Dumnezeu? Nu era acolo ploaie? Și disputa cea mare se dădea care poate să dea ploaie, pentru că asta era cea mai mare, cea mai vitală problemă a lor, care poate să dea ploaie, acela e adevăratul Dumnezeu, la fel acea Samaria. Care poate să facă cele mai puternice lucrări, acela e adevăratul Dumnezeu. Cum odinioară în Egipt. S-au dus până un moment dat la egalitate de puncte vrăjitorii Egiptului cu semnele făcute Domnul prin Moise. Ei recunoaște Ietro mai târziu Dumnezeu și a dovedit autoritatea și superioritatea. Și atunci au trebuit să cedeze ceilalți. Aceasta a fost bătălia Samariei. În cine să creadă și ce să creadă? De fapt, generalizând, efectul evangelizării și a Evangheliei este mărturisirea de credință. Spus Domnul în Marcu 16:16, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Și mărturisirea de credință se derulează cu ocazia botezului. Și aici deznodământul s-a dat, pentru că întâlnim mărturisirea acestor samariteni în versetul 12, dar când au crezut pe Filip, care propovădea Evanghelia împărăției lui Dumnezeu și a numele lui Iisus Hristos, au fost botezați atât bărbați cât și femei. Chiar și Simon s-a dat bătut. Credința lui Filip un lucru cel puțin exprimă, faptul că a recunoscut înfrângerea lucrării sale. Câtă credință a mărturisit este un alt aspect, dar a recunoscut cu aceasta înfrângerea și abandonarea lucrării sale, dovedindu-se superioritatea, autenticitatea lucrării făcute de Dumnezeu prin Filip. Care au fost stările pentru o lucrare și pentru cealaltă? Dacă ne uităm atenți, rezultă de aici, de exemplu, din versetul 9. El punea în uimire Simon pe poporul Samariei. Toți, de la mic până la mare, l-ascultau cu luarea minte și ziceau, aceasta este puterea lui Dumnezeu, care se numește mare. Rezultă de aici căci minunile diavolului pot să domine mintea, luau aminte. Adică asta ocupa în gândirea lor, mă gândesc și în discuțiile care aveau loc peste zi. Ce minune s-a mai făcut aseară prin vrăjitorul acesta? Minunile diavolului și lucrările lui, fie ele de natură spiritistă, fie ele de altă natură, culturală sau un alt domeniu în care diavolul orbește pe oameni, au puterea să domine mintea, să întunece, de fapt, spune, citim exact în 2 Corinteni 4, și să pună în uimire, să facă spectacol și senzație. Asta reușește diavolul să facă cu lucrările lui. 2 Corinteni 4, cu versetul 34. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o. Asta făcuse diavolul prin Simon în Samaria. Dumnezeu veacul acestuia ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei. Însă, Dumnezeu prin Filip a aprins o lumină mai puternică, ceea ce a făcut să dispară întunericul, să se retragă. E foarte important aspectul acesta, pentru că în vremea noastră, spune Biblia în Apocalipsi, în 2 Tesaloniceni 2, că diavolul din nou va recurge la armele folosite în Samaria. Minuni, semne, care să poarte o anumită titulatură dumnezeiască. Și de aceea cred că Dumnezeu va fi nevoit în final să recurgă, și spune Biblia în Apocalipsi 11, de robii săi, sunt acolo doi martori, care să facă adevăratele lucrări lui Dumnezeu superioare celor pe care diavolul le va produce pentru a întuneca mintea oamenilor. Dar efectul produs de Evanghelie prin Filip este superior efectului produs de vrăjitor. El nu a reușit să domine mintea și să-i uimească. Pe când la Filip, uitați-vă, citim versetul 8, și a fost o mare bucurie în cetatea aceea și la famen din nou, versetul 39, în timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie. Diavolul reușește să producă plăcere, să producă senzație, spectacol, dar bucurie, pace, liniște, împlinire nu le poate produce. Astea sunt roade ale lucrării Duhului Dumnezeu și a Evangheliei. Evanghelia de pace, neprihănirea, bucurie, diavolul nu poate produce asta.
Pot fi întrebați mari fani și staruri și vipuri ale societății. Dacă au bucurie, dacă au împlinire, nu au. Senzație, spectacol, uimire, posedarea minții le au. Dar bucurie nu au. Aceasta o dă Dumnezeu. Fiul lui pierdut care se întoarce acasă și oamenilor care se pocăiesc în orice stare și condiție materială sau de sănătate ar fi ei. Domnul să ne umplă și pe noi de bucurie. Amin. Acesta a fost cazul samaritenilor întorși la Domnul. S-au bucurat și au mărturisit credință la apa botezului, fiind botezați, spune versetul 12, atât bărbați cât și femei. De copii nu spune Biblia. Și de asemenea, parcă tot o continuare a lucrării lui Filip, avem cazul famenului, versetul 36, pe când își urmau ei drumul, au dat peste o apă și famenul a zis, uite apă, ce mă împiedică să fiu botezat? Filip a zis, dacă crezi, și de aceea îi întrebăm în felul acesta pe oameni la botez, dacă crezi din toată inima ta, se poate. Deci să nu mai fie nicio rezervă din toată inima. Famenul a răspuns, cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. A poruncit să stea carul, s-a pogorât amândoi în apă și Filip a botezat pe famen. Când a ieșit afară din apă, Duhul Domnului a răpit pe Filip, nu știu cum a făcut Duhul Domnului acolo și vreo altă lucrare, și famenul nu l-a mai văzut în timp ce famenul își vedea de drum plin de bucurie. O inimă plină de credință și o inimă plină de bucurie. Așa se finalizează lucrarea de evanghelizare, cu mărturisirea credinței în plină bucurie. Punctul 2. Zidirea bisericii din Ierusalim. Asistăm la naștere, dar după naștere trebuie creștere. Asistăm la punerea fundației, dar după fundație trebuie să se vadă zidirea cum crește în continuare. Un al doilea punct aici în ce privește creșterea sau zidirea spirituală a samaritenilor, știți ce spunea Domnul Matei 28? Botezații și învățații. Domnul Iisus, botezații, rămâneți la Ierusalim, dar pocăința nu stă numai în evanghelizare, botez și apoi botez cu Duhul Sfânt. Spus Domnul, învățații. Și citim în 8:25. După ce au mărturisit despre cuvântul Domnului, deci Petru și Ioan, au mai mărturisit în Samaria cuvântul punând bazele celelalte ale lucrării și de bună seamă învățându-i în diverse domenii. De bună seamă i-au învățat despre cina Domnului, despre slujba de mare preot a Domnului Hristos. În mod sigur le-a spus ceva despre lucrurile viitoare și despre alte domenii ale credinței. După ce au mărturisit despre cuvântul Domnului, și știți, ei mărturiseau cu zi, cu noapte, atât cât puterile și Dumnezeu îi sprijinea. Și astfel, cred că a început să intre samaritenii în lecțiile ulterioare primelor lecții în ce privește creșterea lor spirituală. De altfel, pot înțelege aceasta din însuși spusele apostolului Petru din a doua sa epistolă, cam cum învăța el, să văd și eu fi învățat pe samariteni. 2 Petru, capitolul 1, citim de la versetul 5. De aceea dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră, ceea ce a fost prima. Ei au mărturisit credință, dar nu rămânem aici, samaritenilor. Fapta, cunoștința, deci să învețe mai departe, și celelalte virtuții sfinte, înfrânare, răbdare, evlavie, dragoste de frați, iubire de oameni, adică să fie roditori. De fapt, care era, pe scurt spus, învățătura apostolilor și a ucenicilor? Cred că o găsim așa pe scurt în Galateni 5:6, în spusele apostolului Pavel. Ei l-au propovăduit pe Hristos. Dar uitați ce spune aici, căci în Hristos Iisus nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, n-au vreun preț, ci credința care lucrează prin dragoste. Deci eu cred că i-au sfătuit pe samariteni să treacă la aplicarea credinței lor ca să ajungă la această stare, la această natură, la această esență a lui Dumnezeu, care este dragostea. Atmosfera în care trebuie să desfășoare relațiile din împărăție și aici și în împărăția care vine.
nu le-a spus samaritenilor o normă de lege. Să-i înfrâneze, să-i șabloneze, în mod sigur. Ci i-a impulsionat, de acum avea cele două pârghii puternice, lucrarea cuvântului, a scripturilor, și Duhul Sfânt care se pogorâse peste ei, în a-i canaliza prin credință spre dragoste. Și în al treilea rând, ne oprim la un caz prezentat în Samaria. Dacă pentru biserica din Ierusalim am spus problemele din Ierusalim, problemele Samariei se pot cuprinde într-un cuvânt, cazul Simon. Cine era acest Simon? Un vrăjitor vechi. Fapte 8, de la versetul 9. În cetatea aceea era un om numit Simon, care zicea că este un om însemnat. El vrăjea și punea în uimire pe poporul Samariei. Versetul 11. Pentru că multă vreme, deci era un vrăjitor vechi. Care erau pretențiile lui? Două. Sunt scrise în versetul 9, una, el zicea că este un om însemnat și cealaltă rezultă din expresia oamenilor, aceasta este puterea lui Dumnezeu. El spunea că lucrează împreună cu Dumnezeu, că aceea e lucrarea lui Dumnezeu și că el e cineva, adică el este omul lui Dumnezeu. De fapt, asta este manevra diavolului. Să spună că ce face el e lucrarea lui Dumnezeu și ca să aibă oameni care lucrează pentru el, le spune că și ești cineva. Așa a mers pe ideea asta din capăt de la Adam. Păi să știi că dacă faci ce vă spune, o să fiți și voi ceva. De fapt, spune apostolul Petru că acest om era prins, versetul 23, în lanțurile fără de lege. Diavolul numai le dă impresia oamenilor lui că sunt ceva, dar el de fapt îi ține în lanțuri. Ce diferență? Domnul Hristos are robi, dar sunt liberi. Diavolul îi spune că are șefi, dar îi ține în lanțuri, așa șef bune are, ca să fie sigur pe ei. În lanțurile fără de lege. Acum, variante sunt două pentru cei care sunt în lanțurile lui. Unii care din lanțuri, așa, să înșele, să simuleze credința, au declarat că se pocăiesc, dar în lanțuri au rămas și în lanțuri au fost. Asta e statutul lor. Spunea Domnul Iisus în Ioan 6:70 că Iuda a fost un drac. Nu știu dacă a fost de la început sau s-a străcat după aceea. Variante sunt două în Scriptură. Unii de la început se strecoară așa, iar alții, spune Petru, că după ce au fost curățiți, din nou se încurcă, cad în această robie, în aceste lanțuri, sau cum spune Domnul Evanghelia după Luca, capitolul 11 și de la versetul 24 la 26, căci diavolul revine la o casă unde fusese înainte. Și dacă este goală, că nu este prezența Domnului și lucrarea lui, el din nou se instalează și aduce mai multe funii, ca Dalila, să lege bine pe acel om în lanțurile fără de lege. Acesta era statutul lui Simon. Și acesta este statutul tuturor oamenilor satanei, oameni prinși în lanțuri, legați. Dar acum sunt legați de diavolul. Dar va veni vremea când inclusiv diavolul va fi legat de Dumnezeu, de niște lanțuri veșnice din care nu vor mai putea să iasă niciodată. Dar pe de altă parte, cine era de fapt Simon? Un pocăit fals. Un fals credincios. Care era dorința lui Simon? Versetul 19. Dați-mi și mie puterea aceasta, pentru ca peste oricine îmi voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Din faptul că el credea că e cineva și că el zicea că e cineva și din ceea ce este normal vis-a-vis de bani, cred că Simon avea două scopuri. Profesia și banul. Și diavolul cu astea două a stricat în biserică de 2000 de ani mult de tot. Oameni care au înțeles că pe baza bisericii, prin biserică și în biserică, poți să ai o meserie și bani. Adică să fii cineva și să iasă de acolo ceva. Și citim în 1 Timotei 6. De la versetul 4, e plin de mândrie, adică vrea să fie cineva, nu știe nimic,
Ba în care boala cercetărilor fără rost și altor lucruri rele, zadar ciocniri de minte, ale ciocniri de vorbe, ale oamenilor stricați la minte, lipsiți de adevăr, care cred că evlavia este un izvor de câștig. Ferește-te de astfel de oameni. Simon vroia o profesie bisericească. De aceea, păziți-vă de oameni, așa spune aici, ferește de oameni, care vor să folosească biserica în a profesa ceva și în a fi ceva. Dacă starea lor este așa cum o descrie Petru pe-a lui Simon. Iată cum o descrie de la versetul 20. Banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani. Tu n-ai parte, nici sorți. Dacă cineva fără parte și fără sorți, adică fără chemare, vrea să facă profesie bisericească, va pieri. Tu n-ai în toată treaba asta nimic, căci inima ta nu este curată înainte lui Dumnezeu. Pocăiește-te dar de această răutate a ta și roagă-te Domnului ca să-ți se ierte gândul acesta limitat, dacă este cu putință, că văd că ești plin de fiere amară. Ce n-avea ăsta? Nici darurile Duhului Sfânt, spus că n-are nici sorți, nici parte, dar n-avea nici rodă, că avea numai răutate, fiere amară. Deci oameni care n-au nici dar, nici roade, numai vor să facă profesie în biserică, ăștia sunt un mare pericol. Domnul are lucrare cu oamenii care au roadă, să n-aibă răutate și pismă, că atunci predică pe Hristos din pismă. Face din duc de ceartă. Astea două îi lipseau la Simon. Ăsta nu primise Duhul Sfânt cu siguranță. Dar el vrea să dea la alții Duhul Sfânt. Și-ar fi avut tupeu să o facă. Și în mod sigur, hipnozile lui vechi și celelalte manevre spiritiste ar fi revenit și dădea el ceva. Dar n-avea nimic din Duh. Nici roade, nici daruri. Dar vrea să profeseze. De aceea, multă, multă atenție trebuie bisericilor în privința aceasta. Deci, evangelizarea făcută prin oameni din biserică, fie mai de cinste sau mai dotați de Domnul ca Petru, Iacov și Ioan, fie mai simpli și anonimi, dar dacă propovedesc cuvântul, are ca efect mărturisirea de credință plină de bucurie a oamenilor și oamenii gustă prin Evanghelie ceva mai înalt decât au gustat în afară, ceea ce le-a dominat mintea și le-a suprimat, de fapt, sufletul. După ce primesc Evanghelia, celelalte noțiuni din cuvânt, ca să creștem, mergând spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia, spune în Epistola către Evrei, în capitolul 6. Dar diavolul se luptă, aici în cazul lui Simon, folosind o metodă. La Ierusalim am întâlnit alte metode diabolice. Să concluzionăm acum, spunând că și cazul din Samaria este un model de plantare de biserici. Un model în care vedem cum se pun bazele, cum se clădește deasupra și cum se ajunge, și scrie în Fapte 9:31, biserica să se bucure de pace și să crească. Să crească așa ca un edificiu, cum spune Efeseni 2, ca un templu sfânt în Duhul, să se înalțe spre gloria lui Dumnezeu. În al doilea rând, tot din Samaria putem reține că s-a dat o bătălie. Dar știți cum ar vrea Dumnezeu să fie bătăliile? Să nu piardă nimeni. Dumnezeu ar fi vrut să câștige și Simon. Să piardă numai diavolul. Și într-o primă fază, ținând cont de versetul 13, chiar Simon a crezut. Am fi sperat să nu fie niciun învins și toți samaritenii să câștige. Dar, într-o a doua fază, într-o a doua repriză a lucrurilor, Simon din nou a căzut sau n-a fost ridicat, și după ceea ce spune în versetul 24, rugați-vă voi pentru mine ca să nu mi se întâmple nimic din ce a zis, eu nu știu ceea ce s-a întâmplat, îi spune Petru, pocăiește-te, nu știu în final ce s-a ales. Trist este când Dumnezeu ar vrea să-i mântuiască pe toți, dar diavolul se mai folosește de unii să se lupte împotriva la ceilalți și la lucrarea bună. Și diavolul pe ăștia îi pierde în final. Petru îi spune și rămâne un mesaj pentru toate vremurile, unde înființează Dumnezeu biserici prin Duhul și prin lucrătorii săi. Toți oamenii să fie câștigați, nu trece în tabăra diavolului. Nu fi omului, că ai pierdut.
Diavolul te face să crezi că urmărești scopuri sfinte, care de fapt sunt personale, dar nu sunt nici sfinte, nici personale, sunt diabolici. Omul nu câștigă nimic în final. Omul pierde tot și câștigă numai Satan. Dumnezeu vrea să câștige și unii și alții. Și să fie o bătălie purtată de Domnul prin Filip, Petru și Ioan, constituindu-se o Samarie binecuvântată. Rămâne ce se întâmplă cu Simon și cu alții care sunt în postura lui. Până una altă, noi zicem, Domnul să îndure de ei și până nu sunt lepădați, să îi mântuiască pe toți. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.